Conferința de presă au susținut-o antrenorul Eliodor Voica, aflat înaintea ultimului său meci la Cârma Științei, și doi stâlpi de bază ai formației băcămoane, Ionuț Rotaru și Radu Cutamaș. Concentrând toate energiile echipei, antrenorul Eliodor Voica afirmă dorința echipei sale de a cuceri titlul, dar și dificultatea acestei încercări. Chiar dacă în momentul de față putem spune că echipa din Constanța pornește ca favorită, eu sunt convins că nici jucătorii noștri nu vor sta cu brațele încrucișate și vor încerca să facă tot ceea ce vor fi capabili pentru a reuși să reducem cât se poate de mult din handicapul ăsta și, de ce nu, mai odată sportul ne-a oferit, aș spune eu, surprize, să încercăm să demontăm și această barieră. Suntem cu toții convinși că foarte greu, dar nu imposibil. Coordonatorul de joc al Științei Municipal de Deman Bacău, Ionuț Rotaru, promite că Știința va lupta până în ultima secundă pentru titlu. În plus, el face din nou apel la sprijinul prețios al publicului băcăuan. Așteptăm al optelea jucător publicul băcăuan, număr cât mai mare la sală, să fie alături de noi și să ne susțină. Radu Cutamaș a fost în ultimele luni îngerul păzitor al porții băcămoane. Cele mai bune prestații ale sale au fost în finala Cupei României, tot cu HCM Constanța, când a scos peste 20 de aruncări spre poarta Științei, dar și partida victorioasă de săptămâna trecută cu Potaisa Turda, când le-a adus studenților medaliile de argint. El a făcut o comparație între prestația sa de la începutul sezonului și cele din prezent. Față de primul meci din campionat, sper cu siguranță să fie un alt amaș, pentru că nu am avut cea mai strălucită evoluție atunci. Pot să spun că evoluțiile au fost gradual mai bune și acum îmi doresc din tot sufletul să fie poate cea mai bună evoluție din sezonul ăsta, sau dacă nu, măcar să se apropie de cea mai bună evoluție. Și aș putea să spun că de la începutul sezonului până acum poate doar am ajuns, pentru că am avut multe meciuri disputate cu ei, am ajuns să ne cunoaștem poate un 5%, 10% mai bine decât ne cunoșteam până acum. Sau eu pe ei, să zic, sau ei pe mine. Pentru a lua titlul, Știința trebuie să învingă HCM Constanța la o diferență de 10 goluri, ori la 9 goluri, dar să primească mai puțin de 18 goluri. Este ceva imposibil pentru majoritatea cunoscătorilor handbalului românesc, mai ales că HCM Constanța și-a demonstrat de curând valoarea, evoluând săptămâna trecută în turneul final al Cupei Federației Europene de Handbal.